Măsura vine la nicio lună de zile de când uzina Dacia a reluat integral activitatea. În fabrică lucrează 15.000 de oameni, iar potrivit liderilor de sindicat, cei 1.100 de salariați care vor sta acasă în șomaș tehnic sunt din secțiile care produc piese și subansamble pentru fabricile din Rusia, Maroc, Brazilia și Franța, care sunt închise. Potrivit sindicaliștilor, lucrătorii de la presaj vor lucra doar în două schimburi, iar 760 de angajați din secția motoare nu vor mai veni la muncă până la finele lunii iunie. Cei 1.100-1.200 de persoane sunt persoane care nu sunt implicate în procesul de producție. O mică problemă din ceea ce cunosc eu din conducerea uzinei sunt transportatorii vis-a-vis de reperele care vin din afară și anumite fabrici din afară care încă nu au reluat activitatea. Dacia și-a reluat activitatea integral din data de 4 mai și potrivit sindicaliștilor se produc 1.180 de mașini pe zi. Uzina de vehicule care fabrică mașinile la final lucrează nu la capacitate maximă, dar 1.200 de mașini este un început. Noi sperăm ca în curând să lucrăm la capacitatea pentru care este programată uzina de vehicule. Avem probleme, în schimb, provocate de faptul că uzinele din Franța sunt într-o restructurare masivă. Avem probleme la uzina de mecanică, cea care face motoare, cutii de viteze și alte componente din autoturism. În cursul lunii iunie este prevăzută creșterea cadenței de fabricație la 1.300 de vehicule pe zi.